Amânarea de către guvern a semnării unui acord privind soluționarea celei mai importante nemulțumiri a salariaților din învățământ, respectiv aplicarea integrală a legii cadru numărul 153 din 2017, poate duce la noi proteste, anunță liderii federațiilor sindicale din învățământul românesc. Sindicaliștii au transmis o scrisoare deschisă președintelui Iohannis, precum și la Senat. În județul nostru s-a luat legătura cu cei trei senatori, Lucica Dina Muntean, Vasilică Potecă și Cristiană Răsmeriță, cărora li s-a solicitat susținerea amendamentelor necesare pentru aplicarea legii salarizării. Sindicaliștii anunță că dacă nu se vor soluționa solicitările lor, în fiecare zi de miercuri vor picheta sediul guvernului, sediile principalelor partide care formează actuala coaliție și prefecturile din țară. Aceste acțiuni propuse sunt premergătoare declanșării unei greve generale.